La sfârșitul lunii ianuarie 2018, în Botoșani erau aproximativ 56.200 de salariați. În aceeași lună, salariul mediu brut în județ, calculat de statisticieni, a fost de aproximativ 3.200 de lei, cu aproape 500 de lei mai mare decât în decembrie 2017 și cu 1.000 de lei mai mare decât la începutul anului trecut. Peste medie s-a câștigat doar în servicii, puțin peste 3.600 de lei, însă departe mult față de media pe țară. Câștigul salarial mediu brut realizat în ianuarie 2018 la nivelul județului Botoșani, care este mai mic cu 915 lei față de media pe țară, iar câștigul net mai mic, mediu net, mai mic cu 536 de lei față de media pe țară. Și netul a crescut, dar cu mult mai puțin, diferențele fiind de doar câțiva lei. Asta pentru că salariul brut a crescut după ce majoritatea contribuțiilor s-au mutat de la angajator la angajat. Dacă este să ne raportăm la câștigul net din ianuarie 2018, s-a înregistrat 1948 de lei, cu 163 de lei mai mult decât ianuarie 2017. În aceeași lună, ianuarie 2018, potrivit informațiilor de la Direcția Județeană de Statistică, prețurile au crescut în Botoșan cu 0,8%.